Șoferii care pleacă de la giratoriul din bulevardul Dacia și vor să ajungă în centura de nord a Craiovei trebuie să fie atenți. În zona lacului Tanchiștilor, o groapă de dimensiuni impresionante le poate întrerupe brusc drumul. Craterul apărut în asfalt luna trecută se află încă acolo și se mărește pe zi ce trece, din cauza apei care trece pe substradă. Inițial, aici autoritățile au instalat o baliză. Aceasta a fost lovită probabil de un șofer neatent și zace îndoită pe marginea drumului. City managerul Craiovei Radu susține că pentru Alea 4 Șimnic există o procedură de licitație care prevede refacerea integrală a străzii. Până la finalizarea acesteia nu se mai poate face mare lucru. Baliza era acolo acum la sfârșitul săptămânii trecute. Bănuiesc că în urma ploilor din weekend a căzut cumva în groapa respectivă. Încercăm să stabilizăm zona cu piatră, pentru că în momentul de față pentru Alea Patru Șimnic există o procedură de licitație care prevede refacerea integrală a străzii, fiind în partea de proceduri noi nu mai avem voie să investim în continuare pe strada respectivă pentru că urmează să investească o sumă destul de consistentă de bani. Dar nici nu putem să lăsăm până la urmă strada să se dărâme. De aceea am trimis o echipă operativă de la nivelul RADEPFEL-ului să găsească o situație de avarie, ca să zic așa.